Salutare prieteni, bine ați revenit la noul episod cu 3 aplicații utile și un bonus pentru voi pe care îl veți vedea la sfârșitul episodului. Sunt bucuros că ne îndreptăm vertiginos către 500 de membri pe canalul acesta, un număr impresionant la care nu m-am gândit că voi ajunge. Și gata cu vorbărea, să-i dăm drum. Și pentru început, această aplicație numită FLVTO este perfectă iubitorilor de muzică, în care te ajută să descarci muzică de pe majoritatea site-urilor precum YouTube, Vimeo și așa mai departe, direct pe telefonul tău gratuit. Descărcarea melodiilor se face foarte ușor. Intrați pe respectivul site unde ați găsit melodia, copiați linkul și introduceți-l în această aplicație, după cum vedeți și în video, urmând să vă alegeți formatul dorit de conversie, având de ales între MP3, MP4 cât și AVI. Aplicația ocupă un spațiu de 5,6 MB și se poate instala și pe telefoane ce rulează versiuni de Android de la 4.1 până la ultima versiune. Conversia melodiei sau filmulețului este de o calitate foarte bună, putând să le convertiți HD fără probleme. Acum aveți posibilitatea să vă descărcați melodii, filmulețe, chiar și filme, neavând vreo limită de dimensiunea filmulețului de descărcare. Și cea de-a doua aplicație din acest episod se numește Panorama 360. Această aplicație îți dă posibilitatea de a explora diverse locuri din toată lumea fără a vă mișca din fotoliul dumneavoastră. Aveți posibilitatea de a explora în locuri în care v-ar plăcea să mergeți și vreți să vedeți dacă arată chiar ca în broșuri, văzând poze direct de la persoane simple care au fost în acea destinație. Aplicația are numeroase poze panoramice puse de oameni ca și tine fără vreo modificare a pozei de vreun profesionist. Dacă ești un pasionat al pozelor în diverse locuri și dorești să împărtășești și tu acele imagini, poți fi chiar și tu un membru acestei aplicații, postând diverse imagini cu locurile tale preferate, făcând chiar tu poze și punându-le direct pe aplicații. Această aplicație ocupă un spațiu de 15 MB și poate fi instalată și pe telefoane ce rulează versiuni de Android de la 2.3 până la ultima versiune. Și mergem mai departe cu cea de-a treia aplicație din acest episod, numită Circle Sidebar. Ce înseamnă Circle Sidebar și ce poți face cu această aplicație este foarte simplu și foarte utilă. Dacă e sătul să ai foarte multe aplicații folosite de pe ecranul de pornire a telefonului dumneavoastră, acum cu Circle Sidebar ați scăpat de acest lucru. Această aplicație îți dă posibilitatea de a selecta aplicațiile favorite pe care le folosiți cel mai des și le poți folosi trăgând de marginea telefonului, la care le vor apărea într-un format carusel interesant. Această aplicație este foarte ușor de personalizat, precum dacă doriți să iasă din partea stângă sau din partea dreaptă, dacă doriți să vedeți icoanele aplicațiilor preferate mai mari sau mai mici și nu numai. Aplicația ocupă un spațiu de doar 4,8 MB și se poate instala și pe telefoane ce rulează versiuni de Android de la 4.1 până la ultima versiune. Și bonusul de care vă spuneam la începutul episodului este vorba de un joc destul de ok numit Feed Octo. Acum ceva timp am fost contactat de un dezvoltator de jocuri și mi-a cerut să trag un ochi în noul lor joc aflat pe Google Play. Și ce crezi, am zis hai să o facem și pe asta. Și cum îmi place mie să fiu atent la detalii și păreri pro și contra, am zis să fac și un review pe această parte. Fiind un utilizator al acestui joc, am dreptul de a spune părerea mea sinceră cu bune și cu rele pentru îmbunătățirea jocului pe viitor. Și să începem cu începutul. La deschiderea aplicației mai este ceva de lucrat pe bază de fundal și obiectele acestuia, fundalul fiind blurat și pare de o calitate destul de scăzută după părerea mea. Aplicația dă impresia de a fi un joc pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Jocul se bazează pe o caracatiță înfometată în care tu trebuie să prinzi pești ocolind obiecte necomestibile pentru a hrăni caracatița. Este un joc destul de ok dacă dorești să nu pierzi timpul degeaba. Din ce am observat jucând foarte des acest joc, nu ar fi fair play pentru cei ce îl îndrăgește și doresc să prindă cât mai mulți pești.
ca la începutul jocului să nu mai apară peștele deja în marginea ecranului, scăzând din viața exact când încep jocul. Cred că ar trebui ceva plecând mai dinspre jumătatea ecranului uneori. Mai pe scurt, jocul este destul de ok, însă mai are nevoie de puține îmbunătățiri dacă dorește să aibă succes. Și cam atât pentru acest episod, nu uita să dai un like și un subscribe la canalul meu de YouTube. Dacă ai vreun comentariu, nu ezita să-l postezi, iar eu îți voi răspunde.